oferit rețeta fericirii la bate în palma. Fiți atenți! Se amestecă bine 500 de grame de zâmbet, 24 de prieteni frumoși și norocoși, 60 de minute pline de speranță, optimism cât cuprinde, un public de milioane și toate acestea se asezonează cu premii după gust și intuiție. În mixerul de senzații tare a intrat astăzi și Laura Mușuroaia, vlogger! Nu trebuie să vă ascund faptul că eu o cunosc pe Laura de mult, așa că asta este. Laura, bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Ca să-i lămurim pe toți ceilalți să se liniștească cu toții, căsătorită, ești într-o interacțiune? Nu! Nu ești într-o interacțiune? Hei! O să descoperim mai multe despre Laura mai încolo. Doamna avocată Eugenia Bobene a pregătit în acest sezon 10 de rețete. Ziua și rețeta, așa face ea, cum amestecă dânsa ingredientele în cutii, nimeni nu știa. Am vrea să rămânem cu un gust dulce la finalul zilei. Ce ar trebui să facem? Sfatul ar fi așa. Când începeți jocul, da, să-mi amintiți înainte de toate, da, în ce cutii am pus sumele roșii. Adică să le descoperiți singuri. Ia, nu, că se face că nu înțelege, că nu m-am săturat de placa asta, mă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna avocat, doamna Eugenia, sunteți minunată, țineți cu noi tot timpul. Computerul însă nu uită niciodată nimic. Amestecă bine numele concurenților și ne dă jucătorul de astăzi în 3, 2, 1... Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being fooled. Salut! 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 Sărut mâna! Bună seara! O să mai avem nevoie de un scaun, colegii! Iată-l că a venit! Bună seara! Bună seara! În primul rând vreau să te întreb, sunt prea sus? Nu. Așa, e mai bine, așa eu sunt mai liniștit. Perfect. Hai să vedem ce știm despre voi. Pictori? Pictori, noi ne cunoaștem de 9 ani. Am început această poveste la Liceul de Arte Plastice Dimitrie Paciurea, unde am fost 4 ani colegi de bancă. După aceea am fost admiși la Universitatea Națională de Arte din București. Citești? Uite-te, drag, la mine. Da. Așa? După 3 ani frumoși, plini de activități extraordinare, naționale și internaționale și premii câștigate, am absolvit, ne-am obținut licența, iar Andreas a fost șeful de promoție. Bravo, Andreas, bravo! Ai fost tare mândră, cred. Normal. Am fost mândră și întotdeauna sunt de reușitele lui. Foarte. Și nu sunt puține. Da, spuneți-mi, voi în atelier vă criticați unii pe alt, unul pe celălalt? Uneori destul de mult, adică ne critică, ne ajută chestia asta, adică să vorbești cu celălalt de lângă tine te ajută foarte mult. Pentru că uneori s-ar putea să omiți anumite lucruri pe care, fără să vrei, ajungi să nu le bagi în seamă. Și celălalt de lângă tine spune, uite, vezi că asta e cam greșită sau pentru mine arată așa. Cum ați trecut de la colegi de bancă la povestea asta de dragoste? Păi... Hai să tu! Imediat, pac! Cum ne-am cunoscut, am ajuns să fim și împreună. Nu știu cum s-a întâmplat. Pur și simplu. Momentul a coincis cu mutarea în bancă împreună, chiar atunci. În luna octombrie, școala a început în septembrie. Și v-ați mutat împreună în bancă? Da. Da. Și te-a invitat el la o înghețată sau...? Eu l-am invitat în bancă, el m-a invitat la o înghețată, da. La o înghețată? Serios? De fapt, ea m-a invitat pe mine la o înghețată. Aia zic. La... Aia zic. Ea în cartier, în drumul taberei. Am mers cu tramvaiul 41, acolo e liceul nostru, la capătul lui 41 și a fost. Și de acolo am mers la ea în cartier și acolo ne-am petrecut timpul în ziua respectivă, pe 10-a. 10 a 10. Avem numărul 4. Da. Avem norocul ăsta. Da, mă uitam să văd dacă cumva e 10 acolo. Și vreau să completez că noi am fost colegi în continuare și la masterat în cadrul aceleiași universități. Masterat pe care l-am absolvit cu nota 10 pe linie. Amândoi? Amândoi. Felicitări!
dintre cele mai frumoase aventuri pe care le-am trăit împreună au fost când am completat studiile de licență în Grenoble, în Franța, și studiile de masterat în Roma, în Italia. Ce facem noi cu 100 de mii de lei? Ne-am dorit să deschidem o galerie a noastră în care să expunem, să vindem lucrări și să ne expunem pe noi și pe alții. Și galeria s-ar numi Nana, porec la ei. Dar și inițialele noastre, Norica Andreas, Norica Andreas. Ah, drăguț, bun. Păi atunci ce avem noi de făcut pentru a rămâne cu suma de 100 de mii de lei, care să sperăm că este în cutia voastră? Pentru asta trebuie să vă spunem strategia noastră. Opa! Cred că am ales cea mai bună strategie de până acum, deși am auzit foarte mulți concurenți care au numărat cutiile, sumele și ture în care s-au repetat. Noi ne-am gândit că cea mai bună strategie ar fi să eliminăm prima dată sumele roșii. Bun! Bun! Asta am spus și noi. Bun, și apoi? Apoi luăm 100 de mii. Asta zic. Perfect, bun. Pregătiți pentru prima rundă? Da. Da, runda întâi. Cum luați deciziile? Că sunteți doi. Păi, cred că o să fie ceva foarte spontan, intuitiv. Nu cred că... sau analizăm fiecare cutie. Hai să ne uităm puțin la cutii și spunem fiecare pe ce am pus ochii. Da, înainte de a începe jocul, da, vă rog, da. Aș ruga-o pe Paloma să facă o incantație ceva pentru noi. Paloma, fă ceva pentru ei. Cu cutia asta? Nu, pentru ei. Cu toate. Cu voi? Ok, stai un pic. Eu mă dau. Păi de ce am aici? Cărți. Pot să iau o carte pentru voi? Da. Bun. Aici un nou început cu emoțiile tale, voastre, nu știu cum să zice asta așa, în limba română. Da, voastre. Atunci, ce văd eu aici? Să aveți grijă cu emoțiile. Inspirați și expirăm și te relaxezi. Perfect. Prima cutie. Eu mă gândesc în felul următor. Pentru că în mitologia grecească, Pandora a fost prima femeie și a deschis cutia din care au ieșit majoritatea lucrurilor neplăcute, adică frica, teama, și a rămas în continuare în acea cutie speranța. Mă gândeam la numărul 19. Speranța. Trandafiraș. Să fie 19. Haideți să vedem ce avem aici. 5 lei. Bun. Următoarea cutie. Următoarea cutie, eu mi-aș dori să fie numărul 10, ce spui? Nu știu cum stă părul, dar cred că, da, 10. Ștefan Drăghici. Ștefan, spune-mi, există, ești într-o interacțiune? Eu? Da. Da, am fost, am divorțat și acum sunt din nou. Câți ani ai fost căsătorit? Un an și o lună. Puțin. Pe m-am însurat după 4 luni. Asta zic, te-ai grăbit, am înțeles. E mult. Bun, și acum ești cu altcineva? Da, sunt cu altcineva, ceea ce te iubesc și așteaptă-mă cu ciorba aia, că mi-e foame. Bine, Ștefan, te rog. Stai sigur, da? Da. Da. 250 de lei. Andreas, următoare. De obicei nu prea am avut noi nevoie de un consultant sau un terapeut, dar de această dată am avea nevoie de ajutorul tău și sperăm să ai o sumă mică acolo. 23, Roxana. 23. Vă doresc mult succes și să ne invitați și pe noi la galerie. Cu drag! 500 de lei. Foarte bine. Încă 3. Rândul tău. Eu aș zice cutia cu numărul 11. 11? 11. Eu nu. Nu? Cristian. Nu. Nu? Nu. Pe mai târziu atunci? Scuze. Da, nu. Da, bine, ok. Nu faci nimic, e ok. Cristina, ne-a ajuns puțin cu numărul 8? Numărul 8, oh, Cristina. Sper din suflet să vă ajut, da. Eu prima dată când am venit am crezut că sunt frați, recunosc. Chiar i-am întrebat dacă de sunt frați. Chiar gemeni? Da. Aha. Și am admirat părul lui așa, chiar are aliură de pictor. Trebuie să recunoști că are aliură de pictor. Iar ea e muza cumva, știi? Deci se completează perfect. Sper din tot sufletul să fie cât mai mică suma de aici. Te rog, Cristina.
75 de lei, minunat! Încă două. Energia dublă acolo. Super! Acum nici dacă vrei și nu ți-o mai deschid. Mergem până la final cu ea. Bun. Cine alege cutia? Andreas, e rândul lui. E rândul meu, nu, da, alegem împreună. Da, pe ales numărul loc. Bine, împreună, hai. Zic să mergem pe John Wick din platou. Adică pe numărul 1. Mi s-a părut că seamănă foarte mult cu John Wick, cu Keanu Reeves. Aduce cu Keanu Reeves. Andreas, Norica, Cristian. Se știe că iubirea este invincibilă și strategia voastră funcționează minunat până acum și de acum încolo. Să doresc încă o sumă roșie aici în cutie. Haideți să vedem. Mulțumim. 20 de lei. Bine, super. Bine. Unde-ți doi puterea crește. Ultima cutie. Wow. Unde e echilibru? Eu mă gândesc la cineva și la un număr. Ce spui de numărul 3? Mi-au plăcut foarte mult măștile dumneavoastră, domnule Șușca. V-am spus că o să ajungem la dumneavoastră în atelier și o să vreau câteva, nu una singură, vreau mai multe. Aș umple casa cu ele, mi se par extraordinare. Le-am văzut pe internet și am văzut-o pe cea pe care o aveți aici. Mi s-a părut foarte frumoasă. Da, după model. Domnul Șușca, vreau să vă spun, numai puțin ca să transmit și eu că sunt un sol. Doamnele din public vă salută. Și eu cu aceeași dragoste. Domnule Șușca, ce spune bunucul? Bunucul, prin vocea mea, bineînțeles, vă dorește succes, sunteți o risipă de frumusețe amândoi, așa, parcă un măr tăiat în două. Să vedea bunul cu tot ce gândiți. Doamne ajută! Doamne ajută! 10 lei! Excelent! Am încheiat prima rundă. Deci senzațional ce se întâmplă pe panou. Voi sunteți surprinzători, tu rapidistă, tu luptător, boxer, MMA. Adică mi se pare fantastic și sper să aibă loc niște discuții în anumite cafenele în care să spună: băi, ai un Popescu în casă? Da. Ai Norica în casă? Mamă, da, cât de tare ești. Ce vorbești? Mi-am luat un Welter. Oho. Da, vă rog. Bună seara, sărut mâna. Iubiți arta? Da? Ce tablouri aveți în casă? Cam ce pictori apreciați dumneavoastră, români? Am înțeles. Bun, o clipă. Își doresc niște tablouri de la voi, căci să le punem în hol, la bancă. Deci suntem ok? Da. Cu drag, avem orice dimensiune și câțiva facem... metri dacă banca e mare. Da, și le facem și o ofertă bună. Mai vedem. Depinde ce oferte primim noi de acolo. Ai văzut, Norica, că știi? Vă rog, mulțumesc. Bănuiesc că voi ați început să vindeți lucrări. Cea mai scumpă lucrare a ta? Este confidențial. Confidențial. În schimb, putem spune că avem lucrări în colecții private în mai multe țări. Și felicitări. În muzee. Și în muzee, da. Felicitări. Nu vreau să fac o comparație. Vă spun suma și voi îmi spuneți că nu apucă, nu apucă să-și ia o lucrare de la noi. 2710. În niciun caz. În niciun caz, doamnă. În niciun caz! Nu apucați, dar batem palma? Nu. Poate un print semnat, acolo mai discutăm. Poate un print semnat. Felicitări, mergem mai departe. Runda a doua. Hai, toți cu roșii. Cred că cel mai bun mod de a traduce băncii, că nu ne place prea mult suma pe care ne-a oferit-o, ar fi printr-un traducător. Numărul 24. Da. Tu ce părere ai, Norica? Sunt de părere că este ziua ta de naștere și că ar fi bine să o deschidem. Asta zic. Deschidem? Domnița! Dragilor, abia aștept să intru în galeria voastră. Te referi la galeria de artă, nu în galeria rapidului. Nu, în galeria lor. Bun. Succes! Te rog! Mulțumim! Uitați-vă puțin la panou! Wow. N-ai cum!
Ba deci da. Așa ce... Ai cum? Cine n-ai a zis eu. Toată? Ha? Ai cum, ia uite. Vă admir foarte mult și nu vreau să văd de ochi. Tu nu bați de ochi. Și să nu de ochi ai și acolo, vă rog eu frumos. Dragilor, abia aștept să intru în galeria voastră. Te referi la galeria de artă, nu în galeria Rapidului. Nu, galeria lor. Bun. Succes. Te rog. Mulțumim. Ai, 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 75 de minute, ne interesează, mergem mai departe. Ziua ta de naștere, o zi bogată, deoarece nu oricine se naște în ziua aceea. Da, 24-a 8. Asta zic, august. Pff, ce vorbești? Leu, toată ziua? Fecioară. Asta zic, mă pricep. Mă pricep, sunt... Iar eu sunt rac. Tu ești rac din ce zi? 21 iulie, ultima zi de rac. Eu sunt pe 30 iunie, deci așa ca de la rac la rac, eu de obicei sunt norocos. E rândul tău să alegi. Ce spui de 22? 22. Numărul nu, mai este. Nu, sport. Nu? Noi nu suntem cu sportul. Nu. Bine, tu mai mult, eu mai puțin. Mergem spre Paloma. Paloma? Da. Eu. 13, haide. Paloma. Hai. Da, înainte să faci o vrajă acolo pe cutie. Înainte de a face vrajă în ghilimele, te-a cerut Istvan? Nu mi-a cerut. Ne-am căsătorit pentru că era chestia asta. Trebuie să stau în România, el în Brazilia și să știi că Brazilia cu România nu au nicio relație, state, știi? Și a fost foarte, foarte greu pentru noi. Am încercat de toate, viză... Și nimic, adică nu există, știi? După un an jumate, după ce am încercat de toate, am început eu să vorbesc. Știi că există o opțiune să ne căsătorim. Bun, el a acceptat. După am început cu hârtie, cu documente. Un an. A fost foarte, foarte greu. Deci tu l-ai cerut. Am înțeles. Într-un fel, eu am venit cu idee, da. Da, da tu da. L-ai cerut. Bine. Da, da. Să ții minte, Norica, cine trebuie să facă pasul. Așa. Bun, hai. Abia aștept să ajung în galeria voastră. Hai, cu tot pe roșie, da? Să fie. 12.500. Încă două cutii. Andreea, eu am o propunere. Spune tu, nu mă mai bag. Merge la manicură? Tocmai mi-ai făcut-o. Nu, asta era ideea. Mie mă face Norica pentru că lucrez cu ulei, acrilic, tot felul de chestii și ajung să-mi stric unghiile și să le curăț foarte greu și le am tot timpul murdare și mi le face. Iar mie îmi place să le sfăț în felul ăsta și mie mi le fac la fel. Foarte bine. Foarte. Ce spui, Claudiu? După 14. Vă doresc mult succes. Mulțumim. 700 de lei. Mulțumim. Alea, un ban, un leu, sunt periculos. Vă admir foarte mult și nu vreau să văd de ochi. Tu nu bați de ochi. Și să nu de ochi ai niște acolo, vă rog eu frumos. Ce spui, Andreas? Artist vizual, ștrumful nostru. Și eu la mă gândeam. Numărul 12. Dragilor, am plecat la Vama Veche ca să îmi găsesc pereche, stau pe plajă. Mi-am găsit la Vama Veche, chiar mi-am găsit pereche. Că noi toți vom l-am avea... cunoscut pe soț, acolo ne-am dus. Luna de miere unde a fost? Nu m-a întrebat de luna de miere, okay. Că luna noastră de miere a fost țeapă. Am dat 5.000 de lire și da, și trebuia să plecăm într-o croazieră și să stăm după aia 7 zile în Jamaica și a fost țeapă. Adică? Adică am depus un avans de 250 de lire, ne-am bucuit vacanța și după aia ne-a contactat cineva care știa toate detaliile noastre, unde mergem, tot despre noi și i-am virat o parte din bani. Și după aia am mai virat încă o parte, dar și noi, că nu... Păi n-ați fost la agenția aia la care ați plătit avansul? Am fost inițial, am plătit avansul și după aia s-a făcut online, practic. Pe mail? Da, da. Extraordinar. Da. Nu mă întreba că am fost într-o mini-depresie. Și nu ați anunțat autoritățile, poliția? Ba da, era aparent oamenii aveau niște steaguri roșii deja puse de alții. Și?
Și am avut noroc că am plătit cu cardul de credit al soțului și atunci ne-am recuperat o parte din bani înapoi pentru că eram asigurați până în 10.000 de lire sau ceva de genul. Și ne-am primit, dar o parte, nu toți, s-au eliberat foarte greu, dar mă rog, ideea e că n-am avut luna de miere și de atunci ne tot chinuim să ne facem și noi o vacanță. Păi acum, dacă tot sunteți în țară... Doamne ajută! Bă, și la vama vechi. Da, nu la vama vechi, aș vedea. Am înțeles. Bine, la grețile. Mult noroc. Sunteți scoși ca, nu știu, dintr-o peliculă din anii 30. Da. Jur, sunteți, da. Aveți, păi, o eleganță extraordinară. Coco Chanel aici, da, nu, Coco sunteți, e Coco. Vă urez mult succes! Mulțumesc. 7500. Bun. Am încheiat a doua rundă. Deja? Da. Am încheiat a doua rundă. Paunoul de mult n-a mai arătat așa. Care e cel mai norocos dintre voi doi? Amândoi. Eu nu mă consider norocos. Eu consider că Norica este norocoasă, dar consider că suntem norocoși împreună. Da. Da. Bun. Frumos. Frumos. Câți ani aveți voi? 23. Oh my God. Doamne, ce tineri. Doamne. Da, vă rog. Da. Eu puteam să le fiu tată. Ok. 3.280 de lei. Tot nu face cât o lucrare de-a noastră. Nu. Nu, nu bate. Mergem în runda a treia. Vă admir foarte mult, de-aia mă uit la voi, îmi place foarte mult de voi. Mulțumim. Foarte mult. Aveți stiluri de pictură diferite? Adică tu ce abordezi, total, tu, Norica? Total diferite. Până acum amândoi am abordat diverse teme, diverse subiecte. Dar acum? Acum lucrez, îmi dedic timpul în special unui proiect în care îmi pictez familia și oamenii dragi. Foarte interesant. Bun. Runda 3! Am uitat. Câte cutii trebuie să deschidem acum? 3. 3 cutii pentru runda 3. Eu spun numărul 20. Tu ce părere ai? Magie. 20. Mă, copile. Mă, copile, da. 20, 10 a 10 v-ați cunoscut voi. Eu sunteți nu m-am siguri? Gândit la asta. Eu m-am gândit de când am văzut 20, voi ați zis 10 a 10, sunteți tu siguri? Tu ce spui, domnule magician? Tu ar trebui să ne spui. Eu simt că e o sumă mare. Eu propun să nu ne mai vrăjești și să deschizi cutia. Nu, chiar zic că e o sumă mare pentru că am zis 10 a 10, bă, e despre voi. Hai să o deschidem. Ok, deci rup sigiliu. Hai. 900 de lei! Perfect! E sumă mare între sumele mici, e ok. Bravo! Haideți! Tu ce spui de vecina noastră? De? Irina. Irina? Ce spui? Da, e o persoană foarte de treabă, drăguță. Da, da, de cutia ei. Nu-mi place numărul, arată cam ciudat. 17 e așa colțuros, e... 17 nu. Nu știu, tu ce spui? Atât deschidem? Bun, îl deschidem. Deschidem? Da. Irina, cum ți s-a schimbat viața după operație? După intervenție? După intervenție, da. Este un proces care durează, din punctul meu de vedere, până la 5 ani. Eu încă mă văd în oglindă ca înainte, dacă trec în viteză. Doar dacă stau și mă analizez, îmi dau seama că trăsăturile mele sunt ascuțite, sunt mai aspre, îmi dau seama că sunt XS, nu sunt mărimea 50. E o călătorie foarte lungă și te afectează psihic foarte tare și ai diverse frici care ies la suprafață. E greu. Din punctul meu de vedere, este o variantă extremă, cu rezultate rapide, dar foarte grea pentru psihic. Nu m-aș fi gândit. Te duci la psiholog? Am făcut terapie, tocmai pentru că e recomandată după o intervenție de genul acesta. Da, am avut și situații, am avut 2 săptămâni în care nu am putut să mănânc, să beau nimic. Am făcut un blocaj mental și am stat pe perfuzii zi de zi, dar treci peste dacă ești acolo. Forța mondială, cum zic eu. Te rog, forța mondială să deschidă cutia cu numărul 17. 2500 de lei. Foarte bine. Bine. Ultima cutie din această rundă. Ai vreo propunere? Tu ai vreo propunere? Propunere? Larisa, numărul 16. 16, Larisa. Larisa, spune-mi despre familia ta, căci n-am apucat să vorbim despre asta.
Suntem o familie numeroasă, 5 copii. Din păcate, tata nu mai este printre noi. Am o soră geamănă și referitor la artă, mama mea lucrează într-o galerie de artă. Ah, ce fain! Pentru un pictor din Brașov. Și am cochetat cu treaba asta încă de la 14 ani, o luăm cu ea la muncă. Ah, ce drăguț! Vă încurajez și sper din toată inima să fie o sumă foarte mică. Te rog! Mulțumim! 50 de lei! Am încheiat runda a treia! Deja? Da! Uitați-vă puțin la panou! Wow! N-ai cum! N-ai cum! Ba deci da. Așa ce... Ai cum? Cine N-ai a zis cum. Toată? Ha? Ai cum, ia uite! Da! Noi am zis că avem strategie! Da, am văzut! Da, vă rog! Bravo! Da? Ok! Cea a treia ofertă pentru voi este de 6.510 lei. Nu ajungem la tablou ăla, tu ce spui, Andreas? Nu. Mai e mult până acolo. Runda a patra! Tot trei cutii. Da, da, da. Andreas, eu am o propunere. Ok. Numărul 6? Nu, stai. Da, ne gândim, ne gândim. Numărul 6... De ce 6? Habar n-am. Ok, 6. 6, e perfect. I-a dat și explicația clară. De ce 6? Habar n-am. Bun, atunci 6. Aveți un traseu foarte frumos. Sper să fie o sumă mică. Da, te rog, Andrei. 20.000, tot bine. Încă două cutii. Un ban și un leu. Două cutii. Da. Ce spui de numărul 2? Colegă de breazlă? Da. Hai, colega. Stai. Nu, de ce nu spui niciodată nu? Eu am zis nu acolo. Tu nu-i spui niciodată nu. De ce da aici? Bine, dacă trebuie, lăsăm numărul 2 pe mai... Nu, nu trebuie, da. Data viitoare. Nu, pe avem și o propunere. Ce spui de numărul 5? Da, numărul 5. 5. Alin. O, mi-e frică. De ce să-ți fie frică, Alin? Nu știu. Te rog, nu trebuie să-ți fie frică, n-ai de ce. Sper să pictez ceva pe roșu. Da, 100 de lei! Ultima. Ați observat cât de bine se completează? Da. Iau hotărârea împreună, exact hotărârea corectă? Ați da. Observat? Superbi. Da. Conexiune. Ce spui de numărul 7 și numărul 9? Numărul 7 și numărul 9. Da, care dintre ele? Tu să-mi spui. Hai, 9. Ce spui? Bun, 9. 9. Dragilor, extraordinar ce ați reușit până acum. Da. Sper să vă port noroc. Și hai să sperăm. Vedem. Nu cred că am scos 100. Ah! Nicio problemă. Am încheiat runda 4. Era bine că scoteam ceva mai sus acolo, în 5, chiar și 15.000 nu mă deranjau. Oricum stăm foarte bine. Am încheiat runda a 4-a și dacă vă uitați cei pe panou, mi se pare extraordinar de bine. Da, vă rog. Da. Mulțumesc. A 4-a ofertă pentru voi este de 6.000. Nu, nu 360. Batem palma cu mare drag, însă nu acum, nu e așa? Da. Nu acum, mergem mai departe în runda 5. Ultima rundă cu 3 cutii. N-aveți cum să scoateți 3 roșii, că numai 2 sunt pe panou. Propun să începem cu 7. 7. Hai, colega noastră. Dragilor, nu vă zic nimic, că nu vă mai țin. Pot să vă spun un singur lucru. M-am obișnuit cu voi și pot să spun că aveți o personalitate cu totul aparte. Am avut foarte multe lucruri de învățat de la voi. Vă pup. Mulțumim. Ai de mine, 50.000. Ah, hai! Next!
Hai să luăm și numerele pe care nu am vrut să le alegem. Cum ar fi 22? 22, 2 sau 11. De ce nu le-am ales pe astea? Nu știu. Ok. Colegul pare nerăbdător să deschidă cutia aia, dar nu știu de ce. Eu doar zâmbesc. Câte mai avem în runda asta? Două. Bine, hai, 11. 11, Cristian! Dragilor, voi pentru mine sunteți împreună tabloul perfect. Mulțumim. Mulțumim. Și acum ați deschid cutia. 5.000 de lei. Încă o cutie în această rundă. Numărul 2? Hai, colega. Numărul 2. Florentina. 2. Da. Prag de nuntă, mărturiile sunt pregătite? Prag de nuntă, da, dacă voi câștiga 100.000. Pentru că încă n-am reușit să mă mărit până acum. Am pusesem la un moment dat data. Și mi-am dat seama că am foarte multe rude pe care ar trebui să le invit. Așa, tatăl și... meu are 12 frați. Minunat! Minunat! Și sincer, încă nu mi-am cunoscut în persoană toți unchii, dar mi-aș dori să-i cunosc la cununia mea, așa că mai păi, aștept puțin. Nu mai aștepta nimic, dă-i drumul. Ce? Nu sta după bani. Da. Tu fă nunta, că cine știe, pierzi trenul ăsta. Cum îl și cheamă pe el? Robert îl cheamă. Robert, poate cine știe ce l-a apucă pe Robert. Eu sper să nu. Păi și eu sper, te-ai glumesc. Cât despre porumbeii noștri din această seară, vreau să vă spun că voi ați putea cu ușurință să fiți muza multor cupluri din România și aștept, nu știu, poate un junior, artist, pictor, cât de curând. Că tot mi-ai spus. Când ne căsătorim? N-am stabilit încă, am mai spus că lucrez la da, asta, e destul de complicat. De noi ce? Copii am mai făcut la liceu, după mari maestri, suntem obișnuiți cu ei, bine. Cu copiile. Și da. Momentan avem alte planuri. Bine, te rog, Florentina. Mult noroc. Bun ban! Am încheiat cu bine runda 5. Așteptăm oferta băncii, să vedem ce ofertă ne face banca. Și 25.000 sunt buni. Garantat? Dacă ne uităm pe panou. Ce să accept? Stai puțin să vedem ce ofertă ne face, că n-ai... Stai puțin, Andreas. Da, vă rog. Da. Bun. A cincea ofertă. 6.800 de lei. Ce spui? Dacă refuzăm această ofertă, mergem mai departe în runda 6 și mai deschidem două cutii. Eu am o idee. Zi. Tu ai? Nu. Zicem amândoi o dată că asta... Împreună. Să spunem amândoi, da. Împreună, la 3. 2, 3, 5. Un leu! A cincea ofertă. 6.800 de lei. Ce spui? Dacă refuzăm această ofertă, mergem mai departe în runda 6 și mai deschidem două cutii. Hai să mai deschidem două cutii. Hai să mai deschidem două cutii. Mergem mai departe în runda 6. Ai vreun plan? Chiar vreau să te întreb ceva, oare de data asta îmi este norocos numărul 21 sau nu îmi este? Ziua ta de naștere, știm. Da. De câte ori ți-a picat numărul ăla? De multe patru ori. De patru ori, o fi vreun semn. Vă rog. Dar nu știm de care. Da, păi o să aflăm dacă îl deschizi. Vrei să-l deschidem? Nu neapărat, întrebam, tu ai altă idee? Îți spune vreun număr, ceva? Două cutii, una tu, una el. Facem așa? Păi două sunt în Mie, această lume. Mie, dar deschide-o tu pata primul. Laura, numărul 15. Laura, da. Laura Mușuroaia, vlogger, influencer. Mai nou, știi că m-am apucat și de să fiu DJ? E DJ, da, e și DJ da. Totodată. Și mămică. Mămică totodată. Câte și am are... făcut 8 ani de pictură. Opa! Opa!
Asta n-am știut nici eu. Păi, bine, Laura. Chiar discutam cu Andreea în pauză despre chestia asta. Am făcut 8 ani de pictură când eram mică și m-am lăsat pentru că voia să mă trimită la cursul de adulți profesoara și mie nu-mi plăcea acolo, că erau prea serioși. Aha, am înțeles. Și m-am lăsat. Norocoasă de felul tău? Da, foarte. Da? Da. Eu sper să fiu, să am fix un leu aici. Te rog. Hai, fix un leu. 1000 de lei. Bun. 1000, bravo. E ok, e bine. Și mai una. Ultima cutie, acum e rândul tău, Norica. Mă arată prea bine numărul ăla, 21. Asta alege orice număr, nu contează dacă arată rău, bine, tu hotărăști. Hai, 21. 21, 21. Ovidiu. Andreea, Norica, mi-aș dori foarte mult ca cei care se uită la emisiunea noastră să fie inspirați de ceea ce faceți voi, și anume de pictură. Cred cu tărie că fiecare dintre noi avem nevoie de artă în viața noastră. Și așa cum le spun mereu cursanților mei când vine vorba de comunicare, oamenii au impresia că e foarte ușor să comunici. La fel, unii oameni au impresia că e ușor să pictezi. Iei pensul, o bagi în vopsea și începi și dai pe tablou. Doar că fără anumite principii, fără o strategie în spate, fără anumite reguli de compoziție, sigur nu ies tablouri la valoarea pe care o aveți voi. Așa e și în comunicare. Și sper din suflet că aici să fie un aplauze, tablou... Aplauze, vă rog frumos, pentru acest moment oratoric. Stai că ieri el nu a avut voie să vorbească. Ultima dată n-am avut voie să vorbesc, da, că domnul Ioan m-a... Adică știu, da. Să fie roșu sângeriu. 25.000. Ah! Am încheiat și această rundă. Pe panou mai avem două sume galbene, 15.000, 10.000 și un leu. Ce răsturnare de situație. Mai mă, nu, jocul ăsta e imprevizibil. Nu poți să te bucuri. Da, vă rog. Da? Da, domnule. Mulțumesc. V-a urmărit, deci a stat în zona aia de m-a zăpăcit. 6.250! Un prieten de-al nostru avea o vorbă. Prefer să mă colecționez singur. Adică refuzam. Foarte bun asta. Un prieten pictor. Da. Corect? Profesor, chiar. Profesor. Prefer să mă colecționez singur, lasă. Hai, nu batem palma și mergem mai departe în runda 7. Foarte bun. Foarte bun. Cine alege cutia asta? Eu am o idee. Zi. Tu ai? Nu. Zicem amândoi o dată că asta... Împreună. Să spunem amândoi, da. Împreună. La 3. Bine. 2, 3 și... 22. 22. Dragilor, sunteți superbi împreună. Poate unul dintre cele mai frumoase cupluri pe care le-am văzut până acum, către care aspir și eu. Câte cereri de căsătorie ai primit până acum? În glumă am primit câteva. În glumă. Vrei să fii soția mea? Cum? Nu știu de unde vine. Cine a zis? Domnul coafor. Aha, acum toți Te pun pe listă. Da, așa, bravo. Te rog, Bianca. Deschidem. Împreună, cât de mult înseamnă cuvântul ăsta, împreună, să facem lucruri împreună. Îmi place foarte mult de voi. Da, vă rog. La capăt. Alo? Da! Ziceți, ați rămas așa, mai sunteți acolo? Da, este un cuplu frumos, da. Vă rog. Doamna, da? Bancă, e și drăguț. Bine, mulțumesc. Este ultima ofertă a băncii pentru voi. Și dacă nu acceptăm, rămânem cu ce în cutia noastră. Absolut, în cutia voastră este, o să fie ori 10.000, ori 15.000. Banca în acest moment vă oferă să-și răscumpere cutia 12.600. Dacă refuzați această ofertă, plecați acasă cu minim 10.000 de lei. Ne distrăm? Da. Ne distrăm. Nu batem palma. Norica și Andreea pleacă acasă
cu suma din cutia lor. O să vă rog să-mi spuneți ce cutie deschidem prima dată. Noi ne-am dorit să deschidem prima dată cutia cu numărul 18 ca să vorbim cu toții. Te rog, Ciprian, am și eu o curiozitate. Cu ce fată din platou ai ieșit la dans? Bianca și Paloma. Bianca, Paloma e și expertă, adică... e profesionistă. Cu toate aș dansa, sincer. Oh. Dar sunt căsătorită. Cu toate ai dansa, nebunule, la 20 de ani. Bun, glumesc. Te rog, Ciprian, cutia ta. 10.000 sau 15.000? 10.000, 15.000, deschideți cutia, vă rog. N-avem de unde să știm, trebuie să o deschidem mai întâi. Da, da, chiar, Norica, ai dreptate. 15.000, aplauze pentru Norica și Andreas. Atât pentru azi. Vă urez o seară formidabilă și să ne revedem cu bine mâine la ora 18. Sunt Cosmin Sele și vă sărut!